Dragii mei, la mulți ani, să aveți un an nou nemaipomenit, un an de nou, nu numai un an nou, un an de nou, de noutate, de schimbare, de eliberare, de provocări trecute cu bine, de lecții învățate, de daruri minunate. Sper că ați văzut horoscoapele anului 2021, sunt toate gata, publicate, le căutați de la Berbec până la Pești, sunt toate în acvaria.com sau într-un playlist dedicat în acest canal de YouTube. Vedeți pentru fiecare zodie în parte cu ce daruri vine anul 2021, că are multe de oferit și multe de cerut, că nimic nu ne se oferă pe tavă, ci avem și niște hopuri de depășit. Dar cu siguranță vă doresc să primiți, de fapt, resurse de sus, de la univers, de la destin, de la cer, de la Dumnezeu, de la voi înșivă, toate resursele necesare să aveți un an de succes mult mai bun, mult mai interesant, mai incitant, exact cum vă doriți. Ce vreți să vă aducă 2021 să vă aducă și să și înzecească? Am să vă spun într-o scurtă introducere înainte de a vorbi de povestea zilei de 31 decembrie cu trimitere către 1 ianuarie. Am făcut un horoscop duo, nu 3 zile cum fac de obicei și nici o zi cum fac de obicei de altfel, ci 2 zile cumulate. Acestea două de trecere, 31 decembrie, 1 ianuarie și voi mai face un horoscop mâine cu zilele 2 și 3 ianuarie. Totuși 31 ianuarie e geamănă cu 1 ianuarie și le-am cumulat, le-am pus în același buchet de previziuni. Pentru că e o perioadă, sunt două zile cu o simbolistică aparte. Și înainte de a vă vorbi despre partea astrologică a acestor două zile, am să vă destăine așa un pic din micile mele ritualuri de trecere dintre ani. Sunt niște, hai să zicem, superstiții, semne, simboluri, semnificații mai aparte, de care eu țin cont într-un astfel de moment. Și cu siguranță le aveți și voi pe ale voastre, micile voastre ritualuri de închidere de capitole și deschidere de alte capitole. Imediat vă voi spune despre ele, dar înainte de orice să spun pe scurt cam ce aduce anul 2021, în afară de ceea ce am spus în horoscoapele dedicate. În primul rând, 2021 este un an de vibrație 5 din punct de vedere numerologic. Anul 2020 a fost de vibrație 4 și cel puțin în multe culturi asiatice această cifră 4 are o conotație ușor malefică, ghinionistă. Se spune sau nu se spune, probabil așa o și fie, nu cunosc limba chineză, dar cuvântul moarte seamănă foarte mult cu cuvântul 4 în limba chineză și de aceea în foarte multe astfel de culturi nici nu se folosește 4, se evită cifra 4, nu vor să audă de cifra 4, sunt lifturi care nu au butonul cu 4, sunt etaje care sunt 3 bis sau 3A, dar nu 4. E, iată ce a adus un an de vibrație 4, e un an de stagnare, 4 inspiră un pătrat. Cum e pătratul? Pătratul stă locului, nu se învârte, nu face nimic. Așezi un cub undeva, el stă, nu face altceva. Dă stabilitate din anumite puncte de vedere, dar și stagnare, dar și blocaj, dar și pasivitate. Altfel stau lucrurile într-un an de vibrație 5, care deja aduce noutatea. Se zice de cifra 5 în numerologie că este o cifră a schimbării, a eliberării, a independenței, a dinamismului, a noutății, a mișcării lucrurilor. Este un an de mișcare 2021, mișcare din toate punctele de vedere, nu doar că ne mișcăm de colo-colo, se mișcă lucrurile, ceea ce într-un an de vibrație 4, cum a fost 2020, ar trebui să înceapă să funcționeze, să ruleze lucrurile acestea. Este un an în care cu toții vom lupta împotriva acestei stagnări. E un an care ne dă agitație, nerăbdare, în sens bun sau poate și în sens negativ, că ne face și grăbiți. Că după cât am așteptat în 2020, normal că acum vrem pe repede înainte să recăpătăm tot ce n-am primit în 2020. Poate o să reușim din acest punct de vedere. Ca așadar, este un an nou, de-a binelea al noului. Deci o să luptăm împotriva
limitărilor, împotriva restricțiilor, împotriva obișnuinței, a rutinei, a vechiului, din multe puncte de vedere. Ne inspiră o mentalitate nouă. Nu mai spun că e vorba și de energia de vărsător, care tot asta ne cere, culmea, asta este interesant. Se pupă foarte bine cele două vibrații, cea numerologică a anului 2021 cu cea pe care cele două planete proaspăt mutate în vărsător ne inspiră. Seamănă de minune energiile din punctul ăsta de vedere. Ca atare, faceți orice vă stă în putere în acest an să începeți lucruri noi, să vă apucați de direcții noi, să luați provocarea în mâini și să vă ocupați de cu totul altceva decât înainte. Că pe alocuri s-ar putea să mai apară și mici ispite, că se zice de un an 5 că e plin de provocări, plin de tentații, poate chiar riscante, dă și multă instabilitate, că tot ce se mișcă repede probabil tinde ușor și către nici nu știu cum să-i spun, devine prea ușuratic, prea superficial, e prea repede se schimbă totul. Nu are stabilitatea unui an de vibrație 4. E posibil de la lună la lună să vrem ceva nou, să ne apucăm de o activitate nouă, poate și un fel de grabă, de acea nerăbdare de care ziceam, dorința de a trăi experiențe noi, de a face așa, așa, așa și poate ne și risipim la un moment dat. Da, e posibil și asta. Un an care poate fi și cu fluctuații, ba urcăm și totul merge, ba se mai cad lucrurile, ba sus, ba jos, ba merge, ba nu mai merge, dar clar, un an de vibrație 5 e un an care ne cere să facem ceva ce n-am mai făcut înainte. Un alt an de vibrație 5 a fost acum 9 ani, adică în 2012, și acela a fost un an care ne-a cerut schimbare, ne-a cerut noutate. Vă puteți gândi eventual ce s-a întâmplat atunci în viața voastră. E, astfel, acest 2021 vine cu recompense. Ne arată ce merităm. Primim răsplata. E, și răsplata poate să însemne și bună și rea. Și ce merităm că am greșit și ce merităm că am făcut lucrurile foarte bine. Deci pregătiți-vă pentru un an în care încep să ni se și ofere niște daruri de la viață pentru tot ceea ce am reușit noi în acești ani. 2021, nu chiar de pe 1 ianuarie, ci undeva de prin februarie, aduce și un an nou chinezesc. Dar o să vorbim la momentul respectiv că este un revelion de an nou chinezesc nemaipomenit în februarie. Anul nou chinezesc începe la luna nouă din februarie, o lună nouă în vărsător la momentul respectiv. E, și atunci să vă țineți bine că va fi o lună nouă nemaipomenită. Luna nouă din vărsător va fi începutul unui nou an chinezesc. Noi nu ținem cont de asta, dar nu noi sărbătorim anul nou chinezesc, dar sigur, mulți punem preț pe ideea că este și din acest punct de vedere o vibrație nouă și anul nou chinezesc este undeva între 11 și 12 februarie, o lună nouă în vărsător, dar o lună nouă unicat, extraordinară. La momentul respectiv, în vărsător, în ziua respectivă, vor fi 6 planete, 6 din 10. Majoritatea planetelor vor fi în vărsător. Practic, acela e momentul de start într-un an de noutate, de schimbare. Începe atunci, pe 11-12 februarie, anul bivolului de metal. Ei, anul bivolului de metal e un an de muncă. Spuneam că e un an de mișcare, e un an de noutate, e un an în care ni se dau tot felul de provocări, dar în care trebuie să ne apucăm serios de treabă. Bivolul este un animal care muncește, trage din greu, dar chiar o face cu plăcere. Asta e datoria lui. Își asumă această responsabilitate. Ca atare, de la momentul respectiv, toți va trebui să punem preț pe muncă. Dacă vrem să primim că anul 2021 ne aduce, spuneam că ne răsplătește, dar după ce muncim, nu glumă, ne asumăm datorie, responsabilitate, ținem cont de disciplină. Disciplină nu înseamnă rigoarea unor restricții, că am spus că e un an de eliberare. Disciplină înseamnă să respectăm niște căi corecte pentru a ne duce treaba la bun sfârșit. E un an care ar trebui să fie calm din multe puncte de vedere. Un an în care suntem
preocupați de niște scopuri, vrem motivație de a ne apuca de treaba aia. Bun, bivolul, să zicem, muncește, trage din greu, se hamă la plug, să zicem așa, dar să aibă și ceva de obținut. Are nevoie de obiectivul acela foarte clar, ce are de făcut bivolul. Uite, te duci și ari brazda asta. Se duce și o oară, dar ce obține? Trebuie să primească ceva, ca atare și noi cu toții ne vom transforma în niște mici bivoli care ne înhămăm la datoriile asumate, ba chiar ni le asumăm cu dragă inimă, cu plăcere, că tuturor ne place să muncim dacă avem pentru ce, dar avem nevoie și de recompensă. Și spuneam de 2021, prin cifra 5 pe care o conține, aduce răsplată, recompensă, daruri. Iată, asta primești pentru munca pe care o depui, pentru felul în care îți duci datoria la bun sfârșit, pentru cât ești tu de sincer, de serios, de implicat în tot ceea ce faci. Deci apucați-vă serios de treabă de la 1 ianuarie, dacă se poate, că ne vom atinge cu toții scopul, vom fi recompensați și vom primi darurile anului 2021, dar cu munca de rigoare. Eu, una, prin ceea ce fac, lucrez cu simboluri. Ca atare, în astfel de momente cheie, mai speciale, dintr-un an, dintr-o lună, apelez la o anumită simbolistică. Și până acum v-am vorbit de simbolistica anului chinezesc, care nu începe pe 1 ianuarie, dar va fi în aproape tot anul 2021, va fi energia acestui an al bivolului de metal. Ca atare, am apelat și la simbolistica tarotului. Anul trecut, foarte interesant, anul 2020 se putea împărți în cele două calupuri 20-20. E, iată care este cartea care în anul trecut, în anul 2020, a fost dublată. Asta este cartea numărul 20, arcana majoră cu numărul 20 în tarot. Se numește judecata, deci o judecată dublă. Deci tot ce am trăit anul ăsta, la nivel macro, la nivel micro, nu contează, a fost o judecată divină, a fost o plată pentru felul în care ne-am trăit viața, am apreciat darul pe care l-am primit în această viață. Judecata, conform acestei cărți, acestei arcane, arată ca un înger care strigă eliberarea morților din morminte. E un cimitir din care ies oamenii, mă rog, morții, și așteaptă ziua judecății. Se pare că anul 2020 a fost un an al dublei judecăți. Am fost judecați la cu mitraliera de-a binelea din partea cerurilor, care ne-a scos pe toți la tablă și a trebuit să demonstrăm ceva, cât de bune am fost. Cine a meritat eliberarea a primit-o și probabil finalul de an a fost exact această energie a veștii bune că ne-am eliberat. Îngerul, da, el cheamă învierea, e judecata de apoi pentru înviere, știți care este simbolistica judecății de apoi și care, iată, am așteptat-o cu toți într-un fel sau altul din punct de vedere simbolic, metaforic. Deci a fost o dublă judecată. E, anul ăsta se schimbă, anul 2021 se schimbă lucrurile, că pe lângă judecată rămâne 20, vine arcana 21. 2021. Arcana 21 se numește Lumea, este cea mai înaltă arcană din tarot și care arată o femeie frumoasă într-o coroană de lauri, are două sceptre în mână, deci puterea e în mâinile ei, nu înseamnă că e anul femeilor, dar este lumea la modul general, planeta aceasta minunată pe care trăim. Și deja lumea înseamnă eliberare, independență, succes, afirmare, ieșire la rampă, explorare, extindere. Nu mai suntem la judecata de apoi. Gata, am înviat conform anului 2020 după judecată. Ne-am ridicat din morminte și începem să explorăm noua lume. Culmea este că este identică cu simbolistica vărsătorului foarte mult această lume, care ne
zice, hai, explorează, du-te, vezi, du-te unde vezi cu ochii, vezi cât e de mare lumea, respectă lumea, iubește lumea. E, lume înseamnă planetă, lume înseamnă oameni, lume înseamnă lumea noastră, lumea largă, lumea mică, nu contează care lume. Dar ni se oferă șansa după această judecată să renaștem. E ultima arcană, cea mai înaltă din tarot, cea mai, de fapt, cele 21 plus încă una arcane în tarot sunt o poveste, o evoluție umană de la primul pas pe, în viață până la această lume care deja este maximum posibil. Să sperăm că nu e întâmplătoare această asociere cu anul 2021, cu 21, care să ne ofere libertate a spiritului, a mișcării, a gândirii și așa mai departe. Tot în simbolistica tarotului am căutat și arcana cu numărul 5, vibrația anului 2021, și aceasta este Marele Preot. Nu e neapărat ceva legat de credință, deși, bineînțeles, că are și o astfel de conotație. Este vorba de un mare înțelept, de o personalitate, de o instituție, și în fața căreia se apleacă, acestei personalități se apleacă discipolii, supușii. E, poate să însemne multe. Simbolistica asta poate să însemne multe. Ori o docilitate a rasei umane în fața celor mai puternici, că Marele Preot cam avea cândva puterea supremă într-o societate, ori este înțelepciune de care avem cu toții nevoie să merge mai departe. Mai avem de învățat. Bun, ne-am eliberat. Bun, ni se extind orizonturile, dar nu le știm pe toate. Mai avem multe de învățat. Cine știe să-și ia locul de învățător și să predea la alții. Cine nu știe să-și accepte rolul de învățăcel și să stea cu urechile pâlnie să primească lecțiile de viață de la alții mai învățați. Suntem încă la o școală a vieții, deci 2021 este în continuare un an al judecății. Cine ia notă de trecere este eliberat și lăsat să se extindă, să se afirme, dar în același timp mai are de învățat, oricine mai are de învățat, și posibil să mai primim, deci și în anul acesta, niște lecții cam dure. Nu m-am oprit doar la arcanele majore ale tarotului, arcanele minore spun și ele o poveste, și am ales arcanele cu cifra 5, vibrația 5 de care ziceam, și care sună cam așa. Prima este arcana 5 de spade. 5 de spade prezintă un învingător, un bărbat care are arme în mână, are vreo 3 spade în mână, la picioarele lui sunt o mulțime de alte spade, săbii lăsate, și departe de el sunt alte persoane care au abandonat, au capitulat, au lăsat armele și au plecat. E o arcană și a victoriei pe de o parte, dar poate să fie și o arcană a despărțirilor, a luptelor de orgolii, a luptei între puteri, care e cel mai tare. Cel mai tare învinge. Ca atare, această arcană ne inspiră ideea că trebuie să luptăm în continuare, să ne obținem drepturile, dar prin darul inteligenței, că e vorba de spade. Spadele țin foarte mult de mintea noastră, de rațiune, de ce gândim, de ce spunem. E elementul aer în tarot. Deci tot ce emite propria noastră minte. Putem câștiga după ce am învățat. După ce am învățat de la alții, a venit și vremea să îi dăm la o parte pe cei mai slabi. Cei puternici, pe forțe juste, corecte, vor obține tot ceea ce își propun în această viață. Următoarea carte, 5 în tarot, este 5 de bâte. 5 de bâte tot luptă prezintă. Este aici un grup de 5 tineri cu tot felul de bastoane în mână care se bat. E, asta înseamnă competiție, asta înseamnă luptă de forțe, care pe care. Aici deja era un abandon, cel slab a lăsat săbile și a plecat. Hai, tu ești mai deștept, ai câștigat. Aici sunt în egalitate de forțe. Cei buni se luptă între ei, arată care-i
primul. E, ca atare, deși poate să însemne în continuare un an de conflict, un an de tensiune, un an de lupte, totuși poate fi și un an de în care competiția scoate performanța la iveală. Deci câștigă cel care se luptă, cel care nu abandonează ca aici, ci cel care intră în orice fel de concurs să își câștige victoria. Următoarea carte, 5 în tarot, arcană minoră, este 5 de cupe. E cam tristă această carte, 5 de cupe. Culmea că toate cele 4 cărți, 5 în tarot, nu sunt prea vesele. Sunt și unele foarte bune, să nu credeți că nu. De data asta e vorba de o carte care prezintă un bărbat cu pelerina trasă, așa nici nu se vede, care plânge, care suferă, care își cam linge rănile unor dezamăgiri. Culmea e că la picioarele lui sunt 5 cupe, 3 răsturnate și 3 în picioare, și 2 în picioare. Problema e că cele 2 în picioare sunt realizările lui, sunt mulțumirile lui, sunt satisfacțiile lui, dar el nu le vede pe alea. El stă și plânge după cele 3 răsturnate. Vai câte am pierdut, dar nu se uită vai câte am. Sau wow, câte am, că totuși mai are două cupe în spate, dar nu le vede. Asta este pentru toți, de fapt, simbolistica acestei cărți de 5 de cupe. În loc să stăm și să ne bucurăm cu ce avem, cu ce daruri primim, inclusiv de la anul 2021, stăm și plângem pentru ce am pierdut, pentru ce n-am obținut, pentru ceea ce nu putem obține, pentru ceea ce am greșit noi. Aceste cupe poate le-a răsturnat chiar el și plânge că, vai, ce prost am fost că am pierdut. Cam așa suntem cu toții. În loc să ne bucurăm cu ce avem, dăm la spate bucurile, stăm și regretăm pierderile, stăm și ne cramponăm în fricile noastre, în regretele noastre, în dezamăgirile noastre, când am putea să intrăm în competiție și să câștigăm în fața celor slabi. Slab e cel care stă și plânge. Deci nu vă lăsați cuprins în anul 2021 de regrete, de decepții, de ce n-aveți ce, ci dimpotrivă scoateți la lumină ce aveți, că aveți suficiente. Nu enorm, nu e totul. Sunt 3 cupe răsturnate, 2 sunt în picioare. Să zicem că de multe ori ne bazăm, ne cramponăm de ideea că în viață mai mult pierdem decât câștigăm. Dar și câștigăm, asta e important. Avem totuși în spate 2 cupe în picioare de care ne putem bucura, să le simțim gustul, să ne înfructăm din cupa plină de bunătăți și să nu plângem după vinul vărsat, poate chiar de noi. E și cea de-a patra arcană minoră cu simbolistica 5 este aceasta, 5 de monede, și care tot suferință, din păcate, prezintă. E vorba de 2 oameni amărâți, necăjiți, săraci, ologi, zrențuiți, care cerșesc și își caută norocul. S-ar putea noi, rasa umană, să ne cam plângem de multe ori de milă. Partea interesantă e că aici în spate este un vitraliu care arată că dincolo de vitraliu ăsta poate fi fericirea, poate fi bogăția, poate fi o viață mai minunată, că vitraliu ce este? O fereastră colorată, luminată. E, și afară, dincolo de această fereastră, este suferința, este omul care n-are, sunt grijile, sunt lipsurile, sunt limitările, sunt fricile noastre, crizele noastre. Deci poate să fie în continuare un an de criză. Da, cu competiție, da, cu pierderi, da, cu suferințe, dar până la urmă, câștigăm, asta este important. Ieșim din această luptă. Vedeți ce poveste frumoasă spun toate aceste cărți de tarot și toate, cel puțin cele cu vibrația 5, toate spun că trecem peste toate, suferind, pierzând, trecând prin dezamăgiri, despărțindu-ne, rupând unele relații, plecând din unele locuri, abandonând lupta sau dimpotrivă intrând în luptă, vom fi îndemnați la tot felul de astfel de acțiuni pe parcursul anului ca să depășim exact aceste temeri, lipsuri, probleme, propriile noastre limitări pe care de multe ori ni le asumăm fără luptă. Ori nu uitați de cartea 5 de bâte care ne spune că trebuie luptă, trebuie competiție, să nu fugim de competiție, să nu fim precum cei de aici
care abandonează, lasă săbile și pleacă și își acceptă înfrângerea în fața celui puternic. Putem fi noi cei puternici. Deci fiți puternici, fiți luptători, nu vă lăsați doborâți de crize, că nu înseamnă că anul va fi presărat cu petale de trandafiri. Vor fi foarte multe momente tensionate. Am analizat deja astrograma, configurația astrală, de fapt, a lunii ianuarie, care e foarte interesantă. Urmăriți zile viitoare astrograma lunii ianuarie, că am multe de spus și acolo. Când vă spuneam de configurația lunii decembrie, că este nemaipomenită. Să vedeți ce vine în ianuarie, să vedeți ce vine în februarie. Deci urmează câteva luni de foc foarte interesante, tocmai de aceea vă invit să stați pe aproape, să primiți toate aceste informații, că nu înseamnă că dacă le auziți nu se întâmplă. Se întâmplă, dar măcar să știți că trebuie să fiți pregătiți. Nu uitați, e un an de luptă, e un an de muncă, e un an de tras din greu, dar și de recompense. Cel puternic, cel luptător, cel care nu se lasă împovărat de regrete, de decepție, de ideea de n-am, eu nu pot, eu sunt un ghinionist, nu acela câștigă, ci cei care se aruncă în luptă și fac tot ce stă în putere să câștige. Asta vă doresc și vouă! Înainte de a spune ceva și despre cele două zile, că tot promit lucrul ăsta, dar se pare că am atât de multe să vă spun la un final și început de an, încât nu știu la ce să mă opresc. De aceea le-am pus pe toate în acest film, le veți vedea după ceea ce prezintă interes. Dacă nu v-a interesat partea de tarot, probabil ați sărit peste ea. Acum am să vă spun mica mea rutină de trecere dintre ani. În fiecare an, ori pe 31 decembrie, ori pe 1 ianuarie, eu stau un pic de vorbă cu mine însămi și îmi scriu o scrisoare. Mie, singură. Nu o trimit nimănui, nu o citește nimeni. E o scrisoare în care stau câteva minute și mă gândesc la mine, cea din anul care am trecut și la cea care urmează să devin. Este o scrisoare cu dorințe, o scrisoare cu rezoluții, cu intenții, cu vise, cu spuneți-i cum vreți, cu planuri, cu obiective pentru anul care vine. Dar în fiecare an fac acest lucru, probabil o singură dată am uitat, dar culmea a fost un an bun, chiar și fără să stau să-mi pun dorințe. E, și toată această scrisoare puteți să o scrieți cu câte dorințe vreți. Aveți una singură, scrieți-o, dar nu atât de general, vreau iubire. Fiți detaliat, stați, lăsați-vă imaginația să curgă, cum să fie iubirea asta. Puneți acolo și un termen limită. Universul ne ascultă toate aceste dorințe, dar ne respectă și voința. Dacă spunem vreau iubire, el zice, bun, bine că vrei, așteaptă-o, că vine. Dar ce-ar fi să-i spuneți că vreau iubire până la data de și să fie așa și așa și așa și așa și începeți un exercițiu de imaginație în cele mai mici detalii ca să-i transmiteți universului ce vreți, că el va aduce iubire, da, va aduce iubire de la bunica. Poate nu vreți iubire de la bunica, vreți o relație care să fie așa și pe dincolo. Asta trebuie să faceți, stați și scrieți-vă aceste dorințe, doleanțe, dar nu cu negații, niciodată să nu scrieți o scrisoare de dorințe cu negații, gen nu vreau să fiu singur sau absolut niciun cuvânt negativ, singur e negativ, nu mai vreau să am un an groaznic ca acesta. Ce-ar fi să scrieți? Vreau cel mai bun an pe care l-am trăit până în acest moment. Puneți totul la superlativ, puneți totul la pozitiv, afirmativ, la modul prezent, nu la modul viitor, voi fi cu tare, sunt așa, primesc, am, pot. Evitați cuvintele, încerc să fac cu tare, sper să primesc cu tare. Spuneți cuvinte din acelea care arată rezultat, clar, de-aia am spus, doresc, am, primesc, obțin, realizez. Mi se îndeplinesc toate dorințele până în data de, puneți 31 decembrie anul viitor, ca să aveți un termen limită, dar toate aceste dorințe, transformați-le în afirmații pozitive. Evitați negațiile, evitați cuvintele rele, singurătate, suferință, boală. Știți bine că există și reversul. La singurătate există, vreau o relație care să mă împlinească cu un om așa, așa, așa. Totul este în puterea voastră să cereți, că cineva acolo vă aude, de ce nu? Și o trecere între ani este nemaipomenită pentru așa ceva. Fie pe 31 puteți să faceți asta înainte de a pleca la Revelion, ori
Chiar primul lucru pe care îl faceți dimineața când vă întoarceți acasă de la Revelion sau vă treziți după petrecere, stați un pic și scrieți această dorință. Eu am dus cândva povestea chiar și mai departe, am avut tupeu să fac într-o perioadă dorințe, liste cu dorințe, cu câte 10 dorințe și la urmă mă uitam la scrisoarea de anul trecut și spuneam, a, s-au îndeplinit 70%, e ceva, adică 7 din 10 e ceva, nu? Sau 5 dorințe, un an cu vibrație 5, puneți-vă 5 dorințe sau fiți și mai îndrăzneți, puneți-vă 21 de dorințe, dar ajunge și una, ajung și două, ajung și trei, nu contează câte puneți acolo, dar faceți-o cu inima deschisă, cu energie pozitivă pentru ceea ce vreți să obțineți, după care puteți scrie scrisoarea pe orice, puteți o scrie și pe mail și pe telefon și să o aveți acolo. Eventual, din când în când, pe parcursul anului, să țineți minte unde ați așezat-o, mai citiți-o. Nu faceți altceva decât să realimentați dorințele astea. Parcă să-i mai aduceți aminte, alo, universul, nu uita că pe 1 ianuarie ți-am trimis o scrisoare. Ai citit-o? Dacă nu, uite-ți-o, mai citesc eu o dată acum. Și asta să faceți din când în când, să alimentați această poveste, dorințele voastre, ca să își aducă aminte cineva de ele. Eu uneori scriu pe hârtie, uneori scriu pe mail această scrisoare, uneori o scriu cu roșu, cu cerneală roșie sau pe hârtie roșie, alteori o așez în plic roșu, deci și roșu are un rol de activare a lucrurilor pe care le-am scris acolo. După aceea așez această scrisoare, ori o țin undeva într-o agendă, în portofelul meu, pe masă, într-un loc al meu secret, nu trebuie să vadă toată casa ce am scris eu acolo, dar îi ofer o semnificație aparte acestei scrisori. Pun alături niște cristale care să activeze, pun alături o crenguță de brad, pun un simbol protector, o inimă dacă e vorba de dragoste, un bănuț dacă e vorba de bani, un îngeraj dacă e vorba de protecție, pun alături, mă joc cu imaginația și cu simbolistica lucrurilor din jurul meu ca să măresc puterea de concretizare a dorințelor mele. Asta este dorința pe care, lista mea de dorințe pe care mi-o fac. Faceți-o și voi, există chiar pe prima pagină din acvaria.com, chiar acum o să o găsiți, chiar un articol care scrie așa, scrisoare de intenție pentru 9 ani sau ceva de genul ăsta. Căutați-o, dacă n-am să uitam să fac și o trimitere, ca să primiți un pic de inspirație cum să vă jucați cu dorințele la trecere dintre ani. Pe 31 sau pe 1, aceeași putere o are. Un alt lucru pe care îl mai fac este momentul de bilanț pe care mi-l dedic mie în 2020. La trecerea dintre ani, nu contează că e pe 2020 sau pe 2021, deja a doua zi. Stau un pic și, în primul rând, vreau să mă eliberez de tot ceea ce n-a mers, că na, la bilanț mai apar și neîmplinirile. Și pot să-mi ofer, nu știu, o baie de relaxare în care să las să curgă tot balastul, tot mizeria, tot gunoiul de care n-am nevoie în 2021. Îl las acolo să se ducă la canalizare, cum se spune. Nu-i musai să fie o baie obișnuită. Deși se spune că e bine să intri în anul nou spălat, curat. La fel să fie și casa curată. Vom vorbi despre asta imediat, dar cred că n-am să mai ajung la horoscop. Această baie de purificare are acest rol de a spăla relele. Pe principiu, cele rele să se spele, nu? Puteți folosi, dacă credeți în forța arhanghelilor, puteți apela și la ajutorul arhanghelilor. De exemplu, să-l chemați pe arhanghelul Mihail să taie cordoanele eterice, corzile eterice care vă țin legat de anul care a trecut, de regrete, de tristezi, de supărările alea. Că în momentul când trecem prin diverse evenimente, se creează o coardă energetică care ne atașează la punctul acela. Arhanghelul Mihail are acest dar de a tăia cu sabia lui aceste legături pe care le ducem după noi. Oameni de care nu mai avem nevoie, suferințe, amintiri, toate atașamentele pe care n-are rost să le ducem după noi. Cereți-i să taie
în momentul vostru de meditație să taie toate aceste legături eterice cu trecutul, cu ceea ce a însemnat anul care s-a dus, și după care solicitați și prezența Arhanghelului Rafael, care vine să vindece aceste răni. Că ce înseamnă o tăiere? O tăiere înseamnă că undeva apare o rană. Bun, tăierea cu sabia Arhanghelului Mihail nu aduce rană, dar se presupune că rămâne acolo ceva care se cere vindecat imediat, și de aceea trebuie apelat și la ajutorul Arhanghelului Rafael, care asta face, vindecă, alină, vine cu balsamul. Arhanghelul Mihail are o vibrație albastră frumoasă, ca de lapis lazuli, așa, ca albastru de voroneț, care tinde ușor în violet, în timp ce Rafael lucrează foarte mult cu culoarea verde. Vă puteți juca și cu aceste simboluri. Ia să vedem ce mai am aici și să vă împărtășesc din ritualurile mele. Încă un lucru pe care îl fac în fiecare an, pe 31 de data asta. Folosesc tămâia, folosesc bețișoarele parfumate, le aprind, merg prin toate colțurile casei, chiar și în cele mai ascunse, deschid toate ferestrele, deschid toate ușile, toate sertarele. Prin această purificare și cu fum, dar în același timp pot să și emit cuvinte, eliberare, protecție, iubire, sănătate și așa mai departe, toate aceste cuvinte să le transmit prin locurile prin care trec în casa mea, fac această trecere în revista întregii locuințe și deschid tot ce se poate deschide, să nu rămână niciun ungher nevizitat, ca pe acolo să intre și acest fum purificator. În același timp, ori tot în timpul ăsta sau mai trec o dată prin casă, vin și fac zgomote. Mai bine zis, întâi vin și fac zgomote prin aceste unghiere, după care vin și fac această purificare și cu fumigații și cu fum și cu afirmații. Acest rol de a face zgomot prin cele mai mici unghiere disipează energiile negative. Le mai mișcă de acolo. E ca și cum doarme acolo un motan de luni de zile, un motan leneș. Și acolo s-a adunat o energie negativă și trebuie alungată. Și făcând zgomot, se mai duc micii drăcușori de pe aici, de pe acolo. Gândiți-vă, în casa asta, într-un an de zile, au fost certuri, au fost supărări, au fost scandaluri, au fost de toate, ca în orice familie. Și ele s-au acumulat în diverse locuri, prin unghiere, pe sub paturi, prin sertare, prin dulapuri. Deschideți-le pe toate, aerisiți casa în timpul ăsta, toate geamurile, chiar dacă se face curent 5 minute, nu moare nimeni din asta. Aerisiți casa, pentru că ce înseamnă aerisire? Și simbolic vorbind, scăpați de aerul îmbâxit al anului care se încheie, că a trecut un an și e timpul pentru aer nou, pentru aer proaspăt. Ce mai fac în același timp? Ziceam de o listă, de un bilanț pe care să mi-l fac. Fac și acest lucru. Stau și îmi trec în revistă împlinirile. Există persoane care au obiceiul ca pe parcursul anului să scrie câte un bilețel în care, când au ceva bun de păstrat în memorie, scriu câte un bilețel și îl pun într-un borcan. Borcanul amintirilor frumoase. Puteți să faceți lucrul ăsta, să vă căutați borcanul cu împliniri, să vă citiți toate astea. Nu e altceva decât un bilanț pozitiv. Și poate fi și o ocazie foarte bună de a mulțumi universului sau persoanelor care au jucat un rol în poveștile acelea pe care le-ați trecut pe listă, pe bilețele, pe listă, pe tabel, ce-o fi, pe o tablă. Faceți acest joc de a vă aduce aminte marile realizări ale acestui an. Am făcut cu tare, cu tare, cu tare, că n-am trecut numai prin probleme, am făcut și lucruri minunate. Și să aduceți recunoștință oamenilor care au jucat un rol, bineînțeles, lui Dumnezeu, și astfel vă întoarceți și voi gândurile bune către cei care au jucat un rol pozitiv în aceste momente nemaipomenite. E momentul de să mulțumiți cuiva, e momentul să cereți iertare cuiva, chiar și cu gândul. Să zicem că vă simțiți vinovați față de cineva și n-aveți curajul. Dacă o faceți, bravo, e nemaipomenit să puneți mâna pe telefon și la trecere dintre ani să cereți iertare cuiva. Dar ajunge și să stați să gândiți și să transmiteți gândul vostru, iartă-mă, scuză-mă, pardon, orice, către persoana respectivă. Chiar și faptul că îi trimiteți gândul de intenție ajunge la el și va avea un rol benefic ca iertarea să se producă în cele din urmă, chiar dacă n-aveți curajul să-i o spuneți în față.
Încă un lucru pe care îl fac de fiecare dată e să pun în fiecare portofel pe care l-am în casă o bancnotă, cât mai mare posibil, bineînțeles. Cine are 100 de euro, să pună 100 de euro. Cine are 500 de lei, să pună 500 de lei. Deci puneți cea mai mare bancnotă posibilă, sau mai mult decât atât. Atât puneți câte o bancnotă din fiecare care există. De 1 leu, de 10 lei, de 5 lei, până la 500, cine are. Dar ajunge și doar să aveți mai multe bancnote. La fel și să aveți bani la voi. Bărbații să-și țină în buzunar, doamnele să-și țină în gentuță, ca să vă prindă anul nou cu bani. Bineînțeles, dacă sunteți cei care puneți preț pe ideea de a avea bani, dar cine nu pune preț pe asta? Deci ori în buzunar, ori în toate portofelele. Să nu rămână vreun portofel gol. Mai mult decât atât, bine ar fi să intrați în anul nou fără datorii. Aproape imposibil acest lucru, dar totuși, dacă vreți să aveți un an nou liniștit, faceți un efort să scăpați de datorii. E foarte important, măcar de cele mai mărunte, că dacă aveți rate pe încă 10 ani la bancă, nu o să puteți scăpa de asta, dar măcar ce știți că este pe rol până pe 31 decembrie, să scăpați până pe 31 decembrie. Că o să vină rata următoare, e deja anul viitor, dar dacă aveți ceva de plătit în decembrie și ziceți, nu acum, mă duc în ianuarie, evitați astfel de lucruri. Faceți tot posibilul ca plățile pe rol, curente, să fie aduse la zi, să nu rămână nimic. Absolut, chiar dacă aveți împrumuturi de la prieteni, de exemplu, bine ar fi să le dați înapoi până pe 31. Pe de altă parte, pe 1 ianuarie nu împrumutați voi altora bani. Bani sau orice altceva. Nu împrumutați cuiva mașina, că vrea să ajungă la bunici, musai. Nu împrumutați nimic. Nu dați nimic din casă pe 1 ianuarie. Nici măcar nu duceți gunoiul afară. Gunoiul trebuie să-l duceți pe 31. Și apropo de gunoi, și asta fac în fiecare an, îmi arunc ceva, caut ceva ce nu mai îmi trebuie în casă și fac acest gest simbolic de a mă duce la tomberon și zic, cu cutia asta de pantofi care nu mai îmi trebuie, arunc toate greutățile, problemele, necazurile, lipsurile anului care a trecut. Și de fapt m-am detașat de ceva ce nu mai îmi trebuie. Faceți chiar și acest lucru. Căutați pe 31 decembrie 1, 2, 3, 7 obiecte de care nu vă mai trebuie, ce rost are să vă încărcați casa cu minuni când puteți să vă eliberați casa. Că acolo unde eliberați locul, faceți loc de ceva nou. Deci, ce aveți de făcut decât să căutați ce nu vă mai trebuie și, simbolic vorbind, să dați la gunoi. Pe masa de Revelion pun întotdeauna o crânguță de vâsc pentru noroc, o crânguță de brad pentru sănătate, usturoi pentru protecție, un simbol, nu știu, o inimioară, un îngeraș pentru iubire, pentru bună înțelegere, cristale, eu cred în cristale și îmi umplu casa și masa de cristale într-un astfel de moment, pun câțiva bănuți, pun câteva boabe de orez, tot felul de simboluri de noroc care există. Aici aveți imaginația proprie să puneți undeva într-un locșor, pe o măsuță, pe o farfurie, niște simboluri norocoase. Ce mai fac în ziua asta? Înainte de a mă duce la culcare, aprind o lumânare și o las să ardă până la ziua. De multe ori chiar o găsesc încă arzând. E un fel de a lumina anul care începe și să-i dau o lumină nouă la urma urmei. Ia să văd ce mi-am mai notat aici. Da, evit în noaptea de 31, mă rog, la trecerea dintre ani și apoi în toată ziua de 1 ianuarie, evit lacrimile, evit supărările, certurile, injuriile, răutățile, filmele triste, filmele cu împușcături, filmele cu morți. Evit astfel de lucruri cu impact emoțional negativ. Evit să vorbesc despre probleme că au fost, că pot să vină. Evit orice acțiune cu impact negativ, negațiile, refuzurile, încerc să le evit și pe acestea. Mai las un geam deschis la trecerea dintre ani, între 31 decembrie și 1 ianuarie, deschid un geam, chiar și între deschis, ca să aibă pe unde veni nouă an în casa mea. Pe 1 ianuarie fac, când mă trezesc, fac niște schimbări, cât de mici în casa mea. Schimb tablourile de pe un perete pe altul,
schimb, nu știu, așternutul, fac o schimbare, chiar și minoră, pot și mai multe, bineînțeles, puteți să faceți oricâte schimbări doriți, dar fac o schimbare, deci încep anul cu o schimbare. Îmi schimb hainele față de ziua precedentă, dar fac altceva, nu ceea ce fac de obicei. O schimbare de decor, de stare, de culoare, de lumină. Fac o astfel de schimbare, de regulă v-am spus, schimb niște obiecte prin cameră, schimb hainele, hai să zicem că nu le putem schimba, că totuși sunt tot cele pe care le aveam și ieri, fac o modificare de decor ca să simt că anul nou a venit cu o vibrație nouă și care, conform Feng Shui, orice schimbare, de fapt, schimbă un pic energiile pe unde trecem. Se mai zice că pe 1 ianuarie trebuie să faci ceva în strânsă legătură cu jobul tău, cu ceea ce vrei să obții în anul care vine. E, și pe mine de multe ori mă prinde 1 ianuarie făcând horoscoape sau măcar deschizând mail-urile sau măcar deschizând calculatorul și văzând dacă site-ul meu este în ordine. Bun, și voi puteți să faceți același lucru făcând cât de mic ceva care să aibă legătură cu jobul vostru. Vă verificați corespondența. Și asta este. Deschideți telefonul de serviciu. Orice activitate care cât de cât vă conectează la ceea ce urmează să faceți un an întreg. Tot pe 1 ianuarie pun calendarul pe perete. Nu-l pun pe 31, calendarul anului nou. Nu-l pun pe 31 decembrie, că se zice că aduce ghinion. Ca atare, atunci scot calendarul de unde l-am pitit și îl așez pe perete, inclusiv cel religios. Se mai spune că prima persoană care bate la ușa noastră pe 1 ianuarie trebuie primită. Oricine ar fi. Deschideți ușa dacă sună cineva. Pe de altă parte, se zice că dacă prima persoană care ne calcă pragul este bărbat și brunet pe deasupra, poate să fie un an bun. E, mai țin cont și de lucrul ăsta, de regulă îl primesc pe fratele meu, primul care intră în casă, să fiu sigură că anul e de bun augur, că a intrat un bărbat și brunet pe deasupra. Evit, să, cum spuneam, să scot ceva din casă, ci încerc doar să dau, de aceea duc cu noi o zi înainte și nu îl duc pe 1 ianuarie. Bineînțeles, nu spăl, nu fac munci, că oricum este zi de sărbătoare. Și încerc, dar nu, am zis că nu spun cuvântul încerc, dar iată că îl mai spun și eu, aduc o noutate în viața mea, îmi pun încă o dată dorințele. Am uitat să spun de un obicei de care am aflat și eu acum câțiva ani într-o emisiune despre Feng Shui sau despre astrologie chinezească, nu mai știu, că există în China o tradiție în care se joacă la miezul nopții cu 8 portocale. De aceea, de câțiva ani încoace, eu am 8 portocale în casă, pe masă, în noapte de Revelion și cu aceste 8 portocale ne jucăm prin casă, le aruncăm de colo-colo, le rostogolim, că se spune că aduce noroc acest joc cu portocale, după care las portocalele acolo și nu mă ating de ele, cel puțin nu în prima zi. Deci vedeți câte tipuri de obiceiuri sunt, eu cam pe toate le folosesc, hai să zicem că nu toate în fiecare an, că mai uit dintre ele, dar nu că sunt o superstițioasă, dar mă joc cu simbolurile. Sunt un om care crede în simboluri, mă înconjor de simboluri, vorbesc în simboluri, citesc simboluri și ca atare și într-o zi cu o astfel de semnificație mai aparte, fac să descopăr în jurul meu tot felul de simboluri și să le și folosesc în favoarea mea și a celor dragi mie. Dacă nu v-am plictisit prea tare cu multele minute de introducere, dar de fapt erau mai multe capitole incluse într-o singură filmare, urmăriți-le și voi după cum aveți chef. Acum vorbim despre energia cu care intrați în nou an. Și pe 31 și pe 1 ianuarie, ceea ce spun este valabil pentru amândouă zilele, că este o perioadă foarte interesantă. Am căutat astrograma nopții de 1 ianuarie, că am promis zilele trecute că am să spun câte ceva despre ce se întâmplă pe cer în noapte de 1 ianuarie. Am să încerc să nu vorbesc prea mult. Ceea ce este foarte interesant, că de fapt 1 ianuarie este ora 0, este momentul de naștere a unui nou an, deci putem spune că e un copil care se naște la
data și ora respectivă. E, și astrograma pentru acest moment e foarte interesantă, cu o aglomerație de planete în casa a patra. 5 planete sunt grămadă în casa a patra, Soarele, Mercur, Jupiter, Saturn și Pluto, toate sunt acolo, și care tot pe familie și casă și țară și locul în care ne aflăm pune preț. Să sperăm că asta nu înseamnă că stăm pe acasă și anul ăsta, dar noutatea față de un an precedent, anul trecut, noaptea de Revelion ne-a prins sub influența unei conjuncții dintre Lună și Neptun în Pești, care cam izolare spunea că ne așteaptă. E, de data asta Luna nu mai este în Pești, nu mai este într-o zonă atât de neplăcută, ci este în casa 10-a, într-o casă a recunoașterii, a afirmării, una la vedere, a strălucirii, a reușitei, a gloriei, a renumelui, a împlinirii, și în Leu. Deci deja vorbim de succes aici, deja vorbim de orgolii, deja vorbim de dorință de a ne atinge scopurile, de a fi cineva, și cu Luna într-un astfel de punct atât de înalt, să sperăm că încep să vină și roadele. Da, vom pune în continuare preț pe viața noastră privată, pe ce se întâmplă acasă, pe valorile familiale, dar cu totul diferite de anul trecut, pentru că acum începem să ne punem și în lumină. Ieșim la suprafață. Avem ceva de spus, avem un mesaj de transmis, nu mai suntem atât de blocați ca anul trecut. Anul trecut mai era și nodul nord în rac, tot pe familie punea preț, multe planete în Capricorn care erau mai încrâncenate, așa, mai restrânse, deja lucrurile s-au mai risipit, așa, s-au mai răsfirat și ne bucurăm de ceva mai multă libertate, cel puțin așa să sperăm. Nu e un moment foarte ușor de trecut, să zicem așa, această zi de 1 ianuarie, ora 0, pentru că au loc și opoziții. Luna în acest timp, deși este într-o poziție atât de strălucitoare, de solară, de vie, după ce s-a încărcat foarte bine acum câteva zile, știți bine că a fost o lună plină, s-a încărcat bine la ea acasă, în rac, s-a încărcat de energie și acum vine în Leu și strălucește pur și simplu și arată valoarea, totodată ea primește opoziții de la cele două planete din Vărsător, de la Jupiter și Saturn. E ceva de genul, stai așa, ușor, bun, ești nemaipomenit, da. Pune ceea ce știi în slujba altora. Ai de dat succesul. Pune-l în slujba celor care au nevoie. Fii altruist. Lasă egoismul deoparte. Lasă orgolii deoparte. Lasă lauda de sine deoparte. Da, arată-ți talentul, arată-ți valoarea, arată-ți unicitatea. Fii cel mai bun. Nu zice nimeni să stai în umbră. Dar nu trage pe turta ta totul. Ca atare, anul acesta nou ne cere tuturor să facem tot ce ne stă în putință, apogeul puterilor noastre, superlativul valorii noastre să arătăm, dar în același timp să dăruim măcar celor de acasă, dacă nu întregii lumi, să ne punem în slujba celor care chiar au nevoie, care n-au. Nu mă gândesc aici la, cum să spun, ideea aia cu bogatul să dea la sărac, nu despre asta este vorba, ci ceea ce știm, ceea ce ne evidențiază pe noi, să nu fie ceva de care doar noi să ne bucurăm, ci să mai tragem și pe alții după noi, să învățăm și pe alții, să le deschidem calea și la alții, să-i ridicăm și pe alții după noi, să-i facem și pe alții să aibă acel succes, să arătăm că se poate, să fim exemplu de succes și pentru alții care încă se mai plâng, care încă învață, care încă stau în umbră și nu au curajul să se manifeste. Mai este importantă ziua pentru că în aceeași noapte are loc o opoziție dintre Venus, care se află în Săgetător, ceea ce e foarte bine, e jovială, e simpatică, e pusă pe glume, e frumoasă, e luminoasă această Venus în Săgetător, vrea să iasă în evidență, să fie apreciată, e plină de energie pozitivă, deci cine se duce la Revelion va avea o petrecere de pomină, dar în același timp această Venus este în opoziție cu nodul nord care se află în Gemeni. E tot un semnal de alarmă să medităm cu toții un pic la cei dragi nouă.
Să nu ne gândim doar la noi. Oricum este un moment în care egoismul poate fi taxat foarte tare. Să egoismul, egocentrismul, orgolile, lauda aia, că wow, ce grozav sunt, nu despre asta e vorba, ci să ne gândim și la erorile noastre și unde n-am fost suficient de sinceri, la ce prostii am mai făcut pe alocuri și să încercăm să le remediem. Ni se cere poate chiar acum la pragul ăsta dintre ani, ziceam, de acel joc al iertării, să ne cerem iertare, să facem într-un fel sau altul, să ne rugăm să fim iertați față de Dumnezeu sau față de cei din preajma noastră. Un mesaj de iartă-mă, de declarație de dragoste, de recunoaștere a unor emoții față de cineva ar fi de preferat. Deci dacă știți că cineva n-a mai primit de la voi un semn, profitați de un astfel de moment să-i arătați că vă pasă, că vă gândiți, că sunteți încă cu gândul la această persoană pentru iertare, pentru ca relația să nu moară. Este totuși o perioadă destul de confuză. Aveți grijă pe unde vă duceți la Revelion să nu vă îndrăgostiți, că s-ar putea să nu fie cea mai sinceră iubire posibilă, ci să fie multă iluzie acolo, e sclipiciul ăla de sărbătoare care cine știe dacă nu pălește peste câteva zile. Deci bine ar fi să rămâneți cu picioarele pe pământ și să nu vă aventurați în vreo poveste de dragoste acum la trecerea dintre ani, că s-ar putea să nu dureze, să fie doar speranță că ar putea fi iubire. Multe lucruri sunt de spus, cred că aș mai vorbi încă o oră, dar probabil ar fi timpul să trec și la povestea fiecărei zodii, că probabil de mult stați și așteptați și vorbesc prea mult. Asta este, am avut multe să vă spun și încă aș mai fi avut să vă spun și mai am și încă un film de făcut, dar probabil am să-l las deja pe mâine ca să stați pe îndelete și să vedeți din acest film ceea ce vă interesează. Bun, aceste zile, două zile, 31 decembrie și 1 ianuarie pentru Berbec, vă pot oferi. De fapt, tot ceea ce vă spun eu acum e un fel de horoscop al resurselor pe care vă puteți baza atât în aceste zile cât și în anul care începe. Resursele cheie, soluțiile salvatoare, tot ceea ce vă trebuie să vină acum către voi. E, pentru voi, această trecere dintre ani vine cu, și cu un bilanț negativ. Pe undeva vă gândiți și la ce n-a mers, și la ce n-ați avut, și la suferințe, și la decepții, și la câte ați așteptat și nu s-au întâmplat. Ei, totuși, e momentul ideal să vă dați seama cât de multe ați depășit cu bine. Da, a fost un an în care voi ați fost nu un berbec, voi ați fost un fel de căpriță de aia de munte care sare dintr-o stâncă într-alta și sfidează pur și simplu gravitația, sfidează legile fizicii. Asta ați făcut și voi în acest an. Deci momentul ăsta pentru voi este acela de a vă da seama cât de bine ați sărit din stâncă în stâncă, din piatră în piatră. Da, au fost și căderi în gol și prăpăstii și de toate, dar voi ați fost precum căprița aia care a sărit de pe o piatră pe alta și n-a căzut. Altcineva ar fi căzut. Voi ați fost suficient de puternici, suficient de ambițioși, suficient de încărcați de energie și de la Marte, bineînțeles, de la voi din Zodie și ați primit foarte multe instrumente ajutătoare să depășiți cu bine anul. Deci asta trebuie să vă dați seama în acest moment ce v-a ajutat pe voi. V-a ajutat capacitatea de a sări din stâncă în stâncă. Nu ați căzut, nu v-ați dezechilibrat, nu v-ați speriat de prăpastia de sub picioare, ci de fiecare dată, cu mai mult curaj, cu și mai multă ambiție, v-ați aventurat și mai sus. Am o prăpastie sub picioare, nu-i nicio problemă. Uite, este pe stânca aia este o bucățică, o ieșire din stâncă și pe aia am să sar eu. Pe bucățica aia, da, sfidează gravitația, n-am să cad. E, n-ați căzut și la fel veți face și în 2021, tot ca o căpriță de munte o să săriți din problemă în problemă, încât o să depășiți cu bine orice situație. Aveți, deci, curaj să vă aventurați. Pentru Taur, aceste zile vă atrag atenția asupra instrumentului cheie de care ați putea avea parte și în anul care vine. Pe ce v-ați baza voi cel mai mult în acest an? Pe puterea grupului, a colectivului, a prezenței altora.
Bun, că a fost o perioadă în care și izolarea și-a lăsat amprenta, cu siguranță. Dar voi ați depășit orice situație complicată cu ajutorul altora. Mereu ați fost însoțit de cineva, alături de cineva, ați făcut echipă cu cineva, ați intrat în competiție cu cineva. Dar mulțimea, de orice natură ar fi fost ea, că era lângă voi sau doar la modul virtual, ați stat permanent în legătură cu ceilalți și asta v-a format pe cel care sunteți acum. Acum puteți mulțumi acestui grup de suport pe care l-ați avut în preajmă și să vă gândiți la cine să apelați în anul viitor. Nu singur, puteți și singur, nu zice nimeni, că aveți un Uranus la voi în zodie care vă ajută să vă descurcați și pe cont propriu, dar veți redescoperi valoarea unității grupului din care faceți parte. Că-i familia, că-i cuplu, că-i grupul de prieteni, că-i gașca, că-i clasa din care faceți parte, că-i echipa de fotbal, că-i grupul de la serviciu. Veți vedea cât de important este să fiți parte integrantă din acest grup. Inclusiv în ceea ce veți face în aceste zile. Posibil tot nevoia grupului să o aveți și să fiți alături de cineva. Că se poate față în față sau doar online, nu veți sta singur într-o astfel de perioadă, ci veți căuta să fiți înconjurat. Vă simțiți puternic ca într-o turmă, nu o turmă de oi. Nu mă refer la oile alea care merg cu capul înainte, naive. Nu despre asta este, dar este puterea turmei. Hai să zicem o turmă de mufloni. E cu totul altceva, nu o turmă de oi. E puterea turmei. Când vine leul, lupul, să atace turma, nu prea poate, că sunt mulți la un loc. E, la fel și voi. Problemele anului 2021 nu vă ating, că sunteți înconjurat de semenii voștri și vă apărați unii pe alții, vă înțelegeți unii pe alții. Și pe asta veți pune foarte mult preț în 2021 și probabil chiar și în aceste două zile. Voi, gemenii, vă permiteți în aceste zile un fel de judecată retroactivă a tot ce ați făcut în 2020. Voi s-ar putea să resimțiți și ați trecut, de fapt, printr-un an cu conotații karmice foarte profunde în care judecata a cam existat. Acea judecată de care vorbeam la începutul acestui film. E, dar v-ați dat seama că de fiecare dată voi ați făcut față judecăților prin care ați trecut. Cu un fel de sistem de apărare propriu vouă, care v-a scos chiar și din cele mai ciudate situații. Bun, poate la prima vedere unora li se pare că sunteți aerian, că sunteți superficial, că sunteți jucăuși, că sunteți imaturi pe alocuri, că nu prea știți să vă purtați de grijă. Dar de fapt voi sunteți cu totul altfel decât păreți, nu degeaba se zice despre voi că sunteți doi într-unul, gemeni, nu? Voi ați avut acest sistem de apărare foarte puternic și când erați atacat de vreo problemă, voi imediat scoteați ghearele astea care vă ajutau. Nu atacați voi doar vă protejați, doar vă păzeați în fața pericolului. E precum, nici nu știu cum să spun, știți că sunt acele șopârle care când sunt atacate, ele nu sar la gâtul atacatorului. Ele își deschid, nici nu știu cum se cheamă, aripioarele alea protectoare, așa, care sperie adversarul, sperie atacatorul. Asta ați făcut și voi. Voi la origine sunteți ok, oameni liniștiți, dar când venea pericolul, nu fugeați de pericol, nu vă ascundeați după un pom, nu atacați înapoi, nu contraatacați adversarul, ci speriați pericolul. Asta ați făcut și anul ăsta, probabil la fel vă veți descurca de minune și în perioada care vine, ca de fiecare dată să alungați problema, poate chiar cu o gură mare ca să-l speriați pe adversar, poate chiar cu o mască pe figură să păreți mai puternic decât sunteți, dar asta este sistemul vostru de apărare de care trebuie să vă folosiți din plin, nu folosindu-l la modul agresiv, nu vă duceți voi să-l speriați pe altul, dar dacă vine cineva să vă critique, să vă judece, să vă reproșeze, să vă atace, să vă facă un anumit rău, veți scoate sistemul ăsta de apărare la interval și nimeni nu o să mai ajungă la voi.
Pentru raci este o perioadă în care vă dați seama că uneori e nevoie și de niște șiretlicuri pentru a reuși în viață. Și cum e un moment de trecere așa, vă propuneți și niște trucuri, să zicem așa. Am zis și retlicuri, dar hai să zicem trucuri. Niște scurtături. Cum să ajungeți mai repede la niște rezultate pe care vi le doriți. Asta nu înseamnă că trebuie să apelați la minciună, la fățărnicie, la falsitate. Nu despre asta este vorba. Dar să fiți un pic șmecher. Să săriți peste niște etape. Să vă atingeți mai ușor scopurile. Să... Aici rămâne de văzut fiecare ce înțelege prin aceste trucuri și retlicuri, scurtături, de a sări peste niște momente ca să nu dureze prea mult. Există situații în care puteți trece mai repede la niște etape următoare, nefăcând ceva care v-ar fi făcut să pierdeți timp pe parcurs sau resurse pe parcurs. Aceste și retlicuri trebuie să le căutați. O mică viclenie, dar la modul pozitiv, nu mi-o luați în nume de rău, ci ce puteți face să păcăliți un pic adversarul, sistemul, lucrurile, ca voi să obțineți ce v-ați propus. Vreți, aveți o țintă foarte importantă, dar cum să fac eu să ajung mai repede acolo? E, asta o să faceți. De asta o să vă gândiți cumva în perioada următoare ca să obțineți ce v-ați dorit cât mai repede, cât mai ușor, fără prea multe eforturi. Dacă s-ar putea să pice plocon la poartă, ar fi minunat. Sau să facă altul pentru voi. Și asta e o idee, să profitați cât se poate cu un dram de egoism, dar sunt și momente de astea în care trebuie să obțineți voi, interesul e al vostru. Nu contează ce are altul de pierdut, dar vă veți gândi și la un astfel de aspect, cum să obțineți voi, chiar dacă face altul pentru voi. Și poate chiar și zilele astea, într-un fel sau altul, profitați, voi sunteți duși, aduși, serviți, primiți, vi se fac toate mofturile și normal că vă place un tratament așa de lux în care altul face în locul vostru. Voi lei v-ați dat seama acum la trecerea dintre ani că ați învățat foarte multe de la acest an și a cam venit vremea să transmiteți la alții tot ceea ce știți. Puneți foarte mult preț pe prezența celor dragi, pe familie, pe copii. Poate aveți așa darul de a avea un rol de învățător deasupra altora, poate chiar în aceste zile, acolo pe unde vă duceți, în familie sau acasă, aveți mereu câte o povață de dat, câte o învățătură de transmis, câte un sfat de oferit, dar știți, problema e că știți, cine nu vă ascultă are numai de pierdut, că voi transmiteți din experiența voastră de viață, din cunoștințele voastre, din superioritatea voastră, supremația voastră pe anumite planuri. Deci sunteți un... bun cunoscător al domeniului despre care vorbiți. Ceea ce v-ar plăcea vouă foarte mult în aceste zile e să descoperiți că cineva are nevoie de aceste sfaturi. Și va fi o plăcere pentru voi să vedeți că nepoții vă stau prin preajmă și stau cu urechile pâlnii la ce aveți voi de transmis. Nu o faceți la modul acela ca bunicul ce vorbește de pe vremea războiului la niște copii care habar n-au despre al doilea război mondial. Nu despre asta. Vreți să vă oferiți din prea plinul vostru de experiență ce puteți transmite la alții. Și același lucru îl veți face și anul viitor. Asta este darul vostru pentru anul viitor, să puteți pasa mai departe darurile voastre, talentele voastre la alții, care abia acum încep. Clar că sunteți cel mai bun într-un anumit domeniu, dar tare v-ar plăcea să aveți în preajma voastră niște novici, niște începători, niște tineri care vor să știe ce aveți voi de dat. Și o să apară astfel de situații. Căutați-vă, deci, domeniul care să vă reprezinte, locul în care să puteți vorbi, oamenii cărora să le transmiteți din ceea ce aveți voi mai bun, că voi aveți un mesaj și un mesaj de calitate, de valoare. Cine vă ascultă, spuneam, va ieși mai bogat din discuțiile voastre, atât acum în aceste două zile de trecere dintre ani, cât și în perioada imediat următoare. Dar e foarte posibil, dacă sunteți voi mai tineri, să căutați prezența unui astfel de om mai învățat, mai experimentat, mai matur, care vă inspiră putere, vă inspiră
nici nu știu cum se spun, protecție. Aveți nevoie de cineva să vă ia sub aripa sa protectoare și să vă dea din prea plinul său de cunoștințe. Ori voi transmiteți la alții care abia acum încep, ori voi căutați prezența unui astfel de om de la care să absorbiți tot ce poate fi mai bun pentru anul care vine. Voi, fecioarele, sunteți foarte muncitoare chiar și în aceste zile. Posibil chiar și pe 31 să aveți de muncă până în ultima clipă, ba chiar și după aceea, pe 1 ianuarie, să vă prindă 1 ianuarie făcând încă ceva. De fapt, probabil, ori sunteți foarte multe care aveți de lucru, chiar lucrați pe 1 ianuarie sau pe 31, sau tot ceea ce faceți voi în aceste zile, puneți în slujba celor dragi. Sunteți o gospodină nemaipomenită ca femeie. Sunteți un soț foarte strângător, foarte ordonat, ca să mulțumiți familia. Sunteți mereu acolo prezent. Vreți să fiți în slujba cuiva, dar o faceți la modul cu drag, cu plăcere, cu satisfacție, să-i vedeți și pe ceilalți că se bucură de serviciile voastre. Se știe despre voi că sunteți foarte dedicate altora. E, asta veți face și în aceste zile, veți fi acolo, chiar dacă ar însemna să nu prea vă bucurați voi efectiv de sărbătoare, ci tot voi să munciți, tot voi să strângeți, tot voi să puneți masa, tot voi să conduceți mașina, tot voi. Dar de data asta nu vă deranjează. Știți că cineva se bucură de toate acestea, are nevoie, ba chiar s-ar putea să știe să vă și mulțumească, deci sunteți și mulțumite de ceea ce primiți de la cei care beneficiază de serviciile voastre. Și dacă o faceți pentru cei dragi și mai ales pentru copii, absolut nu contează. Bucuria lor, veselia lor, că s-ar putea să fie multă veselie în preajma voastră, multă bucurie, multă gălăgie, joacă, distracție, asta face toți banii și de aceea chiar dacă voi nu prea vă odihniți, pardon, în aceste zile, ci ieșiți din sărbători obosite, frânte, de fapt zâmbetul celor din jur e tot ceea ce așteptați. Pentru balanțe poate fi o perioadă bunicică din multe puncte de vedere. Terminați anul cu un sentiment de satisfacție. Vă gândiți că ați trecut peste toate cu brio, că ați învățat ceva, că ați reușit să vă afirmați într-un anumit plan. Deci clar că aveți un atu pe care îl puteți scoate foarte bine în evidență acum la trecerea dintre ani. Despre asta vorbiți, despre asta discutați, pe unde vă duceți, vă lăudați, de ce nu, că aveți cu ce. Dar ceea ce vă încântă pe voi foarte tare și aceasta este atmosfera pe care o veți duce în anul care vine, e cât de mult v-ați schimbat. Voi v-ați transformat, de la începutul anului și până acum, v-ați transformat în cu totul altceva. V-ați descoperit, nu știu, potențialul maxim, punctul de vârf, apogeul, superlativul. Ați devenit mai bun. A fost un proces de transformare care a durat un an întreg, dar acum vedeți rezultatele. Aveți de ce să fiți mândru. Vă priviți în oglindă și spuneți, da, uite, îmi place ce ai devenit. Într-un anumit plan al vieții. Sunteți precum un fluture. Cum e fluturile la început? E o omidă urâtă și amărâtă. Nu place nimănui o omidă. Dar dacă omida asta trece prin acel proces de transformare, devine o frumusețe de fluture. Voi ați devenit acest fluture și aveți cu ce vă lăuda. Uite prin câte am trecut. Uite câte am învățat. Uite tot procesul ăsta al meu de schimbare unde a ajuns. Dar iată, sunt pe vârf într-un anumit plan al vieții. Aveți despre ce să vorbiți în aceste zile. Aveți lucrul să vă motivează să mergeți și mai departe, că se poate și mai bine de atât, și procesul acesta de transformare în și mai bine probabil o să continue și anul viitor. Ceea ce vă propuneți voi pentru anul viitor este perfecționarea, este evoluția. De ce nu? Am ajuns la maxim, dar e maxim față de ceea ce am putut până acum, dar există și mai bine de atât. Și probabil asta vă propuneți pentru anul viitor, să vă căutați punctul următor de maxim de pe lista voastră de calități. Ați putut și până acum să ajungeți aici, deci se poate să treceți și la nivelul următor în anul care vine. Scorpionii sunt puși pe pace în aceste zile și când spun pace, chiar probabil vreți efectiv
să faceți pace cu cineva. Să faceți pace cu voi, să faceți pace cu cineva cu care nu prea sunteți în relații bune, să fie pace în lume, să fie pace acasă, vreți liniște, ceea ce nu vă reprezintă de obicei. Vreți liniște, vreți să fiți lăsat în ale voastre, vreți să vă odihniți, vreți să... poate chiar să nu petreceți sau chiar dacă petreceți, nu prea vă dați în vânt după multă agitație, zgomot, aglomerație. Parcă și acolo vreți cumva un pic de pace și liniște. E, chiar dacă nu aveți parte de revelion de liniște, puneți pres pe liniște înainte și după. Pe 31 și pe 1 veți căuta să fiți zen așa pe cât posibil. Dar, cum ziceam, este și o perioadă în care vreți o împăcare cu cineva, cu o stare de lucruri. Vă împăcați cu o situație. Da, asta este. Accept situația. Vă împăcați cu situația, vă împăcați cu felul de a fi al unui om. Așa este. N-am cum să-l schimb. E o acceptare înțeleaptă, nu e un abandon, nu faceți compromisuri. Bun, asta e, nu am cum să schimb lucrurile, accept situația ca atare. Mă împac cu situația așa cum o fi. Poate fi totuși o perioadă cu vești foarte bune. Să nu vă mire că sună telefoanele și taman acum între ani aflați o mulțime de lucruri foarte frumoase, că s-au rezolvat niște probleme, că cineva se căsătorește, că a apărut un copil pe lume. Pot fi tot felul de astfel de vești bune, e un interval în care s-ar putea să tot aflați evenimente bune, frumoase, de rezolvare, de clarificare, de eliberare a unor situații care până mai înainte erau un mare stres pentru voi sau pentru altcineva. Că și voi puteți fi actorul principal al unor vești și veți simți nevoia să le spuneți la toată lumea sau altcineva vă sună exact în aceste zile să vă transmită știrile sale nemaipomenite. Voi, săgetătorii, aveți două zile în care aproape că vreți să fiți lăsat în pace. S-ar putea să nu fiți foarte dornic, deși Venus e la voi în zodie, s-ar putea să nu fiți foarte dornic de socializare sau chiar și acolo unde vă duceți, sunteți un pic în planul 2, nu sunteți foarte prezenți, aveți pe cei dragi aproape, fără doar și poate, dar aveți o atitudine așa mai de înțelept, care tace, care din când în când mai spune câte ceva, doar vine cu povețele, vine cu învățăturile, probabil aveți și ce spune, dar nu sunteți foarte zgomotoși, foarte dorniși de afirmare, în ciuda lui Venus de la voi din zodie, dar nu de data asta. Preferați chiar un pic de intimitate, dacă s-ar putea. Voi ați vrea mai degrabă un revelion sau un 1 ianuarie între patru ochi, doar cu cel drag, doar cu familia restrânsă în jurul vostru, că nu prea, acum, nu prea aveți chef de multă gălăgie. Totodată s-ar putea să fie un moment de bilanț pentru voi și să descoperiți că ați trecut cu bine peste o mulțime de aspecte dificile pe parcursul anului și intrați în nou an cu o dorință de perfecționare. Voi vreți să deveniți mai buni, vreți să învățați ceva nou, vreți să câștigați cumva respectul oamenilor. Și aveți în minte probabil un mare obiectiv pentru anul care vine și pe care îl puteți obține, dar nu cu prea multă, cu tam-tam, cu gălăgie, cu laudă de sine. Nu ăsta e modul vostru. O să stați cumva în planul 2, tăceți și faceți cam așa ceva și când va veni momentul succesului, veți ieși la rampă și veți vorbi. Bine ar fi să nu faceți prea multe valuri pe marginea marilor voastre planuri de viitor, ci să tăceți. Așteptați să le faceți și după aceea veți avea cu ce să vă lăudați. Ori, așa cum spuneam, chiar dacă pe alocuri o să vă simțiți un pic eclipsat, chiar de alții din jurul vostru, care poate sunt ei mai exuberanți într-o astfel de perioadă, vă place rolul ăsta de om din culise, om din planul 2, dar respectat prin simplu fapt că nu vă îmbătați, că nu faceți gălăgie prea multă, asta atrage respectul și admirația multor persoane care vă văd în această postură de înțelept tăcut în planul 2. Voi, capricornii, s-ar putea să fiți pasăre de noapte pur și simplu în această perioadă. Probabil atât de bucuros sunteți că a scăpat de greutățile anului 2020 încât
nu prea stați pe acasă, vă duceți unde puteți, unde e voie să petreceți, nu prea sunteți de găsit voi în propria voastră locuință mereu, s-ar putea să găsiți o invitație pe la un prieten, să mai ieșiți poate și pe afară, dacă aveți curajul să vă asumați ieșirile în aer liber în noaptea de Revelion. Deci e multă nevoie de libertate, eliberare pentru voi și nu vă simțiți bine decât departe de locul vostru obișnuit. V-ați săturat de casa voastră, v-ați săturat de același mediu, aveți nevoie de oameni noi, aveți nevoie de oameni cât mai mulți și de aceea veți face tot posibilul să fiți în medii cât mai populate, cu toate restricțiile de rigoare, o să încercați să le respectați. Ba chiar s-ar putea să fiți genul care face totul de andoaselea. Vi se spune să puneți masca, nu puneți masca. Vi se spune să stați acasă, nu stați acasă. Aveți așa un spirit de revoltă împotriva regulilor, ceea ce nu faceți de obicei. Asta este ciudat la voi, că eliberarea asta de tot efortul prin care ați trecut în 2020 vă face să vă purtați cum nu v-ați mai purtat înainte. Mulți se vor mira că aveți această schimbare bruscă de atitudine, de comportament, făcând ce n-ați făcut înainte, făcând de andoasele decât faceți de obicei. Un revoltat, un rebel, un original, un altfel decât restul lumii, cel puțin în această perioadă de trecere dintre ani. Vărsătorii pot avea o perioadă foarte bună, ambele zile vă pot găsi în medii destul de populate, printre oameni vesele, amuzanți, sunteți și voi o prezență nemaipomenită, ieșiți în evidență pe oriunde v-ați duce. E multă gălăgie în jurul vostru, multă vorbărie. Parcă pe unde vă duceți, vorbiți și iar vorbiți. Aveți foarte multe să vă spuneți. Ba chiar spuneți povești de acum un an, nu doar ce ați făcut în anul 2020. Poate chiar aveți ocazia să vă întâlniți abia acum cu niște persoane, deși tot anul n-ați reușit să vă vedeți. E, peste tot unde vă duceți, conversațiile sunt la mare căutare, aveți mereu lucruri foarte interesante de spus, vă place să ieșiți în evidență, normal, atrageți cumva atenția asupra voastră, cum arătați, cum vă îmbrăcați, cum vă măchiați, ce spuneți, cum spuneți. E multă dorință de strălucire pentru voi, de comunicare, de socializare, asta am spus, deci nu suportați să fiți singuri, dar acolo unde sunteți, musai trebuie să ieșiți în evidență, musai să fiți mai cumoți, mai strălucitor decât restul. Sunt o grămadă de doamne frumoase, voi trebuie să fiți cea mai frumoasă, o grămadă de domni simpatici, trebuie să fiți cel mai simpatic. Clar că vreți aprecieri și laude de la toată lumea pe oriunde v-ați duce. Voi peștii s-ar putea să aveți parte de multă prietenie și iubire în aceste două zile. O să vă caute foarte mulți prieteni, probabil primiți tot felul de invitații la Revelion, vă duceți acolo, încercați să mulțumiți și capra și varza, cum s-ar spune, și grupul de prieteni, dar și pe cei dragi sau cumva le îmbinați în același loc, că totuși vă dați seama că pe parcursul anului ați avut foarte mult de câștigat de pe urma prietenilor care v-au fost cu adevărat alături. Mulți v-au înconjurat cu dragostea lor, cu grija lor, cu afecțiunea lor. Ei v-au ridicat moralul și voi ați fost alături de ei, clar. Dar și într-un astfel de moment, inclusiv la trecerea dintre ani, simțiți nevoia să-i aveți pe prieteni aproape. Chiar dacă nu faceți revelionul cu prietenii, tot la ei vă stă gândul prima dată. Pe cine să sun după miezul nopții? Clar pe cel mai bun prieten, chiar dacă nu facem revelionul împreună sau pe 1 ianuarie sau pe 31 decembrie. Gândurile voastre se îndreaptă către toți acești prieteni și aveți foarte multe gânduri frumoase față de ei. Sau clar că și voi veți primi tot felul de semnale de afecțiune din partea celor pe care îi considerați prieteni sau mai mult decât atât, să descoperiți printr-un fel de a vi se adresa o anumită persoană, că aveați un prieten și nu știați. Primiți un mesaj care vă pune pe gânduri și de ce mi-a scris cu tare? Că suntem doar colegi, că suntem doar cunoștințe. E, vedeți în mesajul lui de felicitare, în telefonul lui, în urările sale, mai mult decât colegialitatea sau amiciția pe care o considerați. Și vă dați seama că acest om poate a fost la un moment dat cel mai bun prieten pentru voi și nu i-ați dat suficientă atenție. E, într-un astfel de moment
Vă amintiți așadar de prietenii pe care îi aveți sau îi descoperiți cu alți ochi, îi vedeți altfel decât erau înainte? E vremea să le arătați recunoștință, să le arătați mulțumire, să le arătați că și voi puneți foarte mult preț pe prietenia lor. E un moment foarte bun de schimb reciproc, de semnale, de afecțiune, de iubire, de prietenie, de respect, de tot ce poate fi mai bun și care leagă foarte mult acele relații. Puteți renoda o prietenie, puteți să o consolidați acum, puteți să o începeți acum sau există și posibilitatea ca o prietenie care până de Revelion a fost doar prietenie, după noaptea de Revelion să devină mai mult decât prietenie și să tindă spre iubire. Se poate și asta și ați putea fi actor principal într-o poveste de dragoste cu cel mai bun prieten. Asta este momentul de trecere dintre ani. Am vorbit că mă doare gura, am vorbit tot anul, la fel voi face și de acum înainte, că mă bucur că mi-ați stat alături un an de zile. Vă mulțumesc pentru toate urările pe care mi le-ați transmis în comentarii. Copleșitor de multe, copleșitor de frumoase, vă transmit înapoi aceleași gânduri minunate, aceleași mulțumiri că mi-ați stat alături și sper să-mi stați mult timp de acum înainte prin acest canal de YouTube sau pe site-ul acvaria.com, unde îmi desfășor activitatea cu mare plăcere, transmițând ceea ce știu, învăț, descoper, aflu mai departe către voi. Asta voi face și în 2021 și vă primesc în locul meu virtual, în spațiul meu virtual, zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună și probabil o să mai vină multe noutăți, de aceea abonați-vă ca să fim în legătură permanentă. La mulți ani și un an nou nemaipomenit!